a brand new start of it in old New Salut, prieteni! De astăzi încep să zic așa și eu un videoblog, cel puțin în ceea ce privește sportul, și astăzi o să particip la New York Knicks-Chicago Bulls. Nu știu dacă e chiar cea mai inspirată alegere din punct de vedere al meciului, dar probabil pentru cine mă urmărește pe pagina mea de Facebook, Mihai Dolinski, și pe blogul meu www.mihaidolinski.com, știe faptul că am mai fost la multe meciuri, adică am văzut Oklahoma Houston, care pentru mine e un reper, ținând cont că a fost singurul meci în care l-am văzut pe idolul meu Carmelo Anthony. Am fost la Houston Lakers, Houston Denver, Houston Boston. Am văzut foarte multe meciuri și astăzi voiam, fiind prezent în New York, să văd și cum arată impresionanta arena Madison Square Garden, și o să încerc să vă arăt atât cum arată de afară, cât și dinăuntru. Stația de metrou, una dintre stațiile de metrou, este foarte aproape de arena, deci așa că se poate ajunge simplu, și vedem foarte multe clădiri vechi care sunt reabilitate. Cel puțin atât ce am văzut până acum în cele două zile. Să revin cu imagini din arenă și sper și cu jucătorii de la încălzire, cel puțin cu Zach LaVine. Am intrat și în sală, prieteni, sper că m-auziți. Atmosfera nu spune că este fabuloasă, deși lumea încă se bucură să vină la partidele lui New York Knicks. Probabil, cum știu iubitorii de basket, echipa merge foarte, foarte slab, să zicem, încă din 2014, deși Carmelo încă mai era atunci. O să încerc să vă arăt cât pot din arenă, cât de mult e posibil, și apoi voi încerca să selectez câteva imagini din timpul meciului. Ideea e că oricum aici în arenă lucrurile arată superb, și ținând cont că am mai văzut trei arene în care se joacă basket, cea lui Dallas, a lui San Antonio
și a lui Houston, Toyota Center. Până acum mi se pare că arată cel mai bine această arenă. Oricum nu degeaba zicată de mulți sportivi sau artiști, este o arenă deosebită. Urmează imaginile din sală și cu câțiva jucători de la încălzire și apoi v-am spus, pregătesc câteva imagini și din timpul meciului. On this Monday, March 2nd, we'll match up against the Houston Rockets at 7 p.m. Get tickets at Ticketmaster.com.